Bună ziua, numele meu este Țârle Călin, sunt reprezentantul industriei Hof în România. Ne bucurăm să participăm încă o dată la acest târg. A devenit o tradiție pentru noi participarea la toate târgurile mai importante, să zicem așa, sau cel puțin la cele din câmp. Industriei Hof este producător și distribuitor de piese de uzură pentru utilaje agricole, în special cele de prelucrare a solului. Nu am adus foarte multe piese în stand. Pe site avem 18.000 de repere, nu le puteam aduce din fiecare câte un reper. Am încercat să aducem câte ceva mai reprezentativ. Venim în primul rând cu vedeta noastră, talerul de disc Nio, care este un taler mai special, un taler brevetat cu 3 zone de duritate. Duritatea foarte mare pe exterior, 55-58 HRC, și duritatea mică la interior. Aceasta face ca discul să fie flexibil și foarte, foarte dur. O altă mare diferență față de celelalte talere existente în piață este această prelucrare exterioară care o avem în plus la taler de disc, ceea ce îl face să fie foarte ascuțit pe toate zonele de lucru. Un disc ascuțit taie mai ușor, înaintează mai ușor, practic ajută nu doar la fărâmițare, ci și la un consum de energie mai mic. Gama Extreme, produsele noastre cu Vidia, ajută la nu doar o durată mai mare de viață, ci și la o prelucrare constantă, la aceeași adâncime, aceeași lățime de lucru pe toată durata de viață a reperului. Aceasta este o daltă uzată care a făcut 400 de hectare, a lucrat, și aceasta este aceeași daltă, dar nouă. Se poate vedea diferența și cum se uzează aceste repere. Durata de viață o știe toată lumea că este mult, mult mai mare, uneori de 5, uneori de 8, 10 ori mai mare față de piesele standard. Totul depinde de anumiți factori, sol, viteză de înaintare, adâncime de lucru. Toate acești factori pot influența durata de viață a organelor. Fabrica noastră Foș de Nio din Franța are o nouă locație, avem 9.000 de metri pătrați construiți acolo, avem 68 de roboți care lucrează pentru producerea acestei discuri. Practic toată fabrica este o fabrică 4.0 și toată fabrica este complet automatizată. Vechea fabrică avea undeva la 1.400.000. Împreună o să fim probabil cel mai mare producător de taleri de disc din lume.